timpul a fost un important ziar apărut la București, actualmente revistă culturală de rezonanță, cu sediul la Iași. A apărut pentru prima dată între 15 martie 1876 și 17 martie 1884. În urma fuziunii Partidului Conservator cu Partidul Liberal Sincer, în urma căruia a apărut Partidul Liberal Conservator, are loc la 18 martie 1884 și fuziunea ziarului Timpul cu ziarul Binele Public, apărând în locul lor noul ziar România. Începând cu 13 noiembrie 1889, revine la numele inițial, Timpul, și apare sub acest nume până pe 14 decembrie 1900. După fuziunea cu ziarul Constituționalul, apare din 15 decembrie 1900 sub numele de Conservatorul ca organ oficial al Partidului Conservator până la data de 15 noiembrie 1914. La ziarul Timpul au activat Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale și Ioan Slavici. După 1990, este reînființat la Iași cu titulatura de revistă culturală. În ianuarie 1877, redacția ziarului era preluată de Titu Maiorescu, iar Ioan Slavici devenea responsabil cu partea literară și cu politica externă. În aprilie, mentorul junimist se retrage de la conducerea gazetei, care rămânea astfel în sarcina lui Slavici, Grandea și Pompilian. Jurnalul trece prin momente dificile din punct de vedere financiar, lucru mărturisit de altfel de Slavici într-o scrisoare adresată lui Iacob Negruții în 5 august 1877. Mă vei crede că nu ți-am scris până acum, fiindcă mi-a fost peste putință să găsesc câteva momente de liniște sufletească. Sunt vreo 14 zile de când aproape nimeni nu mai vine pe la redacția Timpului, încât singuri doi inși, eu și Pompilian, trebuie să-i umplem coloanele. Grandea lucrează la Războiul, fiindcă la Timpul nimeni nu-l mai plătește și omul vrea să trăiască. Nici eu n-am luat de 3 luni de zile bani. Văzându-se fără resurse financiare și umane pentru a continua activitatea publicistică la Timpul, Slavici îl cheamă pe Eminescu de la Iași, unde acesta redacta Curierul de la Iași. La începutul lui octombrie 1877, o telegramă trimisă de Maiorescu îi comunică poetului oferta de a intra în redacția publicației conservatoare din capitală. Ți se va propune colaborarea la Timpul împreună cu Zizin, Cantacuzin și Slavici și cu 250 franci pe lună. Rosetti și eu te rugăm să primești și să pleci imediat la București. Intrarea poetului în redacția publicației bucureștene marchează un moment de răscruce în cariera jurnalistică a acestuia. Aici desfășoară vreme de 6 ani cea mai intensă activitate publicistică, fiind pe rând redactor, redactor-șef și responsabil cu partea politică. Cotidianul Timpul și toate istoriile sale stau la baza identitară a presei românești, care avea să se nască în noul început de secol 20. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.